Studiile spun că o persoană din 5 suferă de depresie, această afecțiune fiind una dintre cele mai des întâlnite azi în lume. Stările prin care trec cei bolnavi de depresie pot avea forme mai ușoare, așa numitele stări proaste de indispoziție și pot ajunge până la sinucidere. Câteva simptome ale acestei boli: sentimente persistente de tristețe, pierderea bucuriei în fața lucrurilor care altădată te-au încântat, pierderea speranței, sentimente de neajutorare, sentimentul că nimic nu are rost, agitație, anxietate, gânduri de sinucidere și moarte. Cu cât înaintăm mai mult pe drumul evoluției de orice fel, cu cât tehnica pe care o vrem în ajutorul nostru se dezvoltă, cu cât creăm tot mai multe posibilități pentru a ne simți mai bine, cu atât mai mult se înmulțesc cazurile de depresie și bolile psihice. Cu toate că evoluăm, dobândim cunoștințe noi și visăm la o viață tot mai liniștită, niciodată ca azi viața nu a fost mai agitată, mai stresantă și cu tot ceea ce ni se oferă azi nu a fost mai lipsită de fericire. Este un paradox. Se pare că pe măsură ce posibilitățile de a fi fericiți cresc, noi suntem tot mai triști, mai însingurați, mai nefericiți. Am discutat în urmă cu 2 zile cu 2 persoane care au fost la Budapesta la un eveniment organizat de o mare companie internațională. Evenimentul era prilejuit de premierea celor mai harnici angajați ai firmei. Un angajat din Ungaria a primit un premiu din partea firmei, al 13-lea salar, de aproape 500.000 de euro. Dar aceasta este destul de puțin, pentru că de-a lungul timpului cât a lucrat la această firmă, acest angajat a câștigat circa 21 de milioane de euro. Este vorba de un bărbat tânăr de 32 de ani, necăsătorit și care, înainte să ajungă la această firmă, a avut o viață grea, trăind în lipsuri și nevoi. Una dintre cele 2 persoane care l-au întâlnit îl cunoșteau pe acest tânăr și desigur că l-a felicitat și se aștepta ca el să fie deosebit de bucuros. Dar tânărul era trist, nici nu avea chef de vorbă. Tânărul era nefericit, suferea de depresie. Nu ar fi trebuit să fie așa, spunem noi, cel puțin din 2 motive. În primul rând, avea tot ce își dorea. Și totuși, nu era chiar așa. Tânărul era singur și era disperat la gândul că toți cei ce dau târcoale o fac doar pentru banii lui. Și-ar fi dorit o soție, dar care să-l vrea pe el, nu banii lui. Și încă nu găsise așa ceva, ajunsese în criză. Dar, spunem noi, și dacă ajungi în criză, există soluții. Și aici este motivul numărul 2 pentru care el nu ar fi trebuit să fie întristat. Pentru că există medici și există medicamente. La banii lui, cei mai buni medici i-ar fi prescris cele mai bune medicamente și cele mai bune măsuri pentru restabilirea stării lui psihice. Totul era doar o chestiune de timp și bani. Dar nici aceasta nu a funcționat. Nu numai la el, nu funcționează la nimeni. Oamenii de știință, medicii, se străduiesc să facă ceva, dar rezultatele sunt nu doar slabe pe direcția aceasta, sunt de-a dreptul catastrofale. V-aș putea da multe nume de actori, cântăreți, oameni de afaceri de succes care au ajuns la disperare, la depresie. Medicii nu i-au putut ajuta. Au încercat cu alcool, droguri, sex, tot felul de senzații tari. Și în final au cedat sau, dacă au fost totuși salvați de la moarte, au ajuns niște epave. Evident, tot nefericiți. Știința avansată, tehnicile performante, medicii super specializați și spitalele ultramoderne nu sunt de niciun folos. Sigur că nu se spun lucrurile acestea, pentru că în spatele a toate există un interes financiar și, evident, o afacere imensă de miliarde de dolari. Iluziile se vând bine și azi, ca în trecut. În vremea Inchiziției Romano-Catolice, a indulgențelor, măcar oamenii își dădeau bănuții cu speranța unui loc în cer. Azi și îi dau pentru mai puțin, pentru fericire pe pământ. Suntem mințiți că se poate face ceva pentru noi, iar dacă nu se poate, nu este nimeni de vină. Din când în când însă mai iese la suprafață vârful unui iceberg și cei ce nu au ochii deja acoperiți cu ceață mai pot să vadă adevărul.
La fel ca și în așa zisa știință, care susține în continuare teoria evoluției, o minciună care a afectat mai mult decât ne putem închipui destinul veșnic al multor suflete, direcție însă de pe care se aud tot mai multe voci care strigă: am fost înșelați, evoluția este o minciună, iată dovezile. Tot așa și în cazul pe care îl discutăm azi. Deși mulți oameni de știință recunosc că teoria evoluției nu are suport științific și vin cu dovezi clare în acest sens, nu sunt ascultați, ba sunt marginalizați și dați la o parte. La fel și în cazul nostru, din când în când câte o voce se ridică și spune: nu putem face nimic, problema ne depășește. Dar vocea este înăbușită curând pentru că afacerea este prea profitabilă pentru a renunța la ea. Și chiar dacă nu sunt soluții pentru rezolvarea problemelor oamenilor, li se spune că sunt. O scăpare de felul acesta, un vârf al aisbergului, s-a văzut și în zilele acestea, mai precis pe data de 26 februarie 2008, când, în ziarele apărute în Marea Britanie, pe prima pagină a unor publicații ca The Independent, The Guardian, The Times și The Telegraph, au apărut rezultatele unui studiu care arată că medicamentele care se presupune că ajută la combaterea depresiilor nu au de fapt nici un efect. Repet, nici un efect. The Independent scrie că pilulele fericirii sunt unele dintre cele mai vândute medicamente din toate timpurile. Milioane de britanici și nu numai le iau în fiecare an. Acum însă s-a constatat că aceste medicamente nu au niciun efect. Publicația The Guardian scrie că Prozacul, un medicament prescris la circa 40 de milioane de oameni pe an la nivel global, are efecte comparabile cu substanțele lipsite de orice capacități terapeutice oferite ca placebo subiecților sondajului. Titlul ziarului The Telegraph este un adevăr deprimant despre luatul de pilule. Această publicație crede că terapia medicamentoasă nu este răspunsul pentru oameni care au probleme cu depresiile. Din nefericire, nu știe care este soluția. Evident că cei ce produc aceste medicamente nu sunt de acord cu studiile care s-au făcut și continuă să-și susțină interesele lor. Îi privește, dar ne privește și pe noi. Pentru că vorbeam mai înainte despre o altă minciună care este promovată ca adevăr, evoluționismul, vă rog doar să faceți un efort și să vă imaginați ce s-ar întâmpla, cum s-ar schimba viața noastră în toate aspectele, dacă azi s-ar recunoaște falsitatea acestei teorii și s-ar recunoaște că nu am apărut la întâmplare, ci am fost creați de Dumnezeu și El, pentru că ne-a creat, are soluții la toate problemele noastre, inclusiv la depresie. Studiul publicat spune că medicamentele nu au niciun efect. Asta înseamnă că prin medicamente nu a fost vindecat niciun pacient, nici unul. Miliarde de pastile luate fără niciun rost și milioane sau poate chiar miliarde de dolari pierduți de cei bolnavi. Și bolnavi și fără bani. Cu toate acestea însă, sunt oameni vindecați de depresie. Nu știu câți cunoașteți voi, dar eu cunosc mulți. Nu au luat niciun medicament și banii le-au rămas în buzunar. Toți aceștia, tot fără excepție, au crezut că Iisus Hristos, Dumnezeu, le poate rezolva această problemă și s-au dus la El ca la un medic. Și problema lor s-a rezolvat. Pare banal sau chiar ridicol, dar acesta este adevărul, verificat. Dacă cineva ar face un studiu pe această temă, ar fi uimit să constate cât de multe cazuri de vindecare divină la această boală există. Dacă în celălalt caz s-a spus clar, niciun efect, totul este o minciună, când vorbim de ce a făcut Iisus Hristos, verdictul ar fi la fel de clar, foarte multe vindecări. Din nefericire, un astfel de studiu, chiar dacă l-ar face cineva, nu ar fi publicat de marile ziare ale lumii și mai puțin de posturile de televiziune. Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a afirmat foarte clar că El are soluții la toate problemele noastre, inclusiv la depresie, care este un atac demonic, iar un demon nu pleacă pentru că cineva ia Prozac. Este o problemă spirituală și are nevoie de o soluție spirituală. Iisus a spus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. El, Iisus, dă pacea, dar este pacea Lui,
care nu poate fi comparată cu pacea pe care încearcă să o dea lumea, adică politicienii, vedetele de cinema sau sport, medicii sau terapeuții, afaceriștii. Pacea lui Iisus, numai Iisus o poate da. O vedetă a muzicii, de fapt o stea care a strălucit cândva, dar acum este în cădere, Britney Spears, a schimbat pacea lui Iisus cu pacea lumii. Din câte știu eu, ea se trage dintr-o familie de credincioși, dar nu a fost interesată de mâna întinsă a lui Iisus. După o perioadă de succes, pentru că așa procedează Satan, acum ea a fost lăsată în cădere liberă, pe panta decăderii și a disperării. Banii, faima și terapeuții nu îi sunt de niciun folos. Singura șansă sunt rugăciunile părinților, dacă acestea există. A schimbat pacea pe care o dă Iisus cu pacea falsă a lumii. Acum suferă de depresie și până la sinucidere s-ar putea să nu fie mult. Acesta este punctul final în care Satan vrea să-l ducă pe om. Domnul Iisus știa că vom trece și prin depresii, prin decepții, prin dureri de multe feluri și încă de atunci a oferit soluția. O găsim la Matei 11, 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Glasul lui răsună peste veacuri, chiar dacă păgânii lumii acesteia, afaceriștii lumii acesteia, uneltele lui Satan care stăpânește peste pământ și îi recompensează pe ai lui cu bani, dar nu cu fericire, chiar dacă toți aceștia caută din toate puterile să înnăbușe acest glas. Veniți la mine, spune el, toți cei ce suferiți de depresie, toți cei ce nu mai vedeți niciun rost în viața aceasta, toți cei ce nu vă mai puteți bucura de nimic, vă este frică, sunteți îngrijorați, vreți să vă luați viața, veniți la mine și eu vă voi da viață, aici pe pământ, dar mai ales viață veșnică în ceruri. Și nu cere niciun ban, doar credință. Astăzi am intrat într-un magazin și am văzut un produs deasupra căruia scria ofertă specială. M-am uitat, am crezut că într-adevăr este o afacere bună, am luat produsul, dar când am ajuns la casă, prețul era de 3 ori mai mare decât am crezut eu. Era să fiu păcălit. Așa ne păcălește și Satan. Oferta pare bună, de fapt când e vorba de sănătate, oamenii sunt în stare de orice și să dea totul. Dar în final, el ne ia și banii câștigați cu trudă și îi dă slujitorilor lui, iar celor păcăliți nu le dă nimic în schimb, probabil doar un rânjet și un ce-mi pasă mie, așa cum a auzit și Iuda Iscarioteanul după ce l-a vândut pe Domnul Iisus. Ce trist că oamenii își pun atât de mult încrederea în soluții omenești și deloc sau foarte puțin în Dumnezeu. Ziarul The Times scrie că deja s-a format o cultură în ceea ce privește medicamentele și că oamenii așteaptă să meargă la doctor doar pentru a mai face rost de un pumn de pastile. Ce trist că într-o țară creștină ca Anglia sau ca Statele Unite ale Americii sau ca România, oamenii au încredere în medici și nu au în Dumnezeu. Desigur că medicina are și ea rolul ei atunci când vorbim de anumite afecțiuni, dar când vorbim despre cauze psihice, de natură comportamentală, depresii și altele de felul acesta, medicina este total neputincioasă, pentru că, așa cum am mai spus, cauza este una spirituală și soluția este doar la Dumnezeu și numai la El. Faptul că bolile de natură psihică au o atât de mare frecvență spune multe despre felul nostru de viață. O viață trăită departe de Dumnezeu, în neascultare de El, vezi și cazul lui Britney Spears, ne predispune spre boală. Adică nefiind sub autoritatea lui Dumnezeu, suntem expuși atacului lui Satan, care vrea să ne distrugă. Cunosc mai multe cazuri în care oamenii au apelat la vrăjitori pentru a-și rezolva anumite probleme. Din acel moment, starea lor s-a înrăutățit vizibil și au intrat sub o posesie demonică care i-a dus înspre depresie. Posibil să nu mai scape de aceasta niciodată. Un tânăr care a trecut prin această experiență se roagă de ani de zile și încă starea lui nu este bună. Dacă oamenii ar sta aproape de Dumnezeu, mult mai puțin bolnavi psihic am vedea. Și dacă am fi credincioși cu adevărat lui Dumnezeu, am ști ce să facem cu cei ce au probleme de felul acesta.
nu le-am vinde iluzii? Cum să nu fie oamenii depresivi și stăpâniți de tot felul de stări ciudate, când încă din primii ani de viață, de când deschide ochii, un om este expus la atacurile demonice care vin prin tot felul de căi, televiziune, internet, practici oculte, magie, păgânism, imoralitate și altele de felul acesta? Din cauza aceasta, starea lumii de azi este jalnică și este descrisă foarte bine de Apostolul Pavel în Epistola lui către Romani, capitolul 1, de la versetul 22 la versetul 32. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Avem însă prin Apostolul Petru și o descriere a stării celor ce cred și se încred în Dumnezeu și trăiesc în ascultare de El. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 5 la versetul 9. Voi, cei care credeți în Iisus Hristos, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Iată deci încă o dată soluția la problemele noastre, să credem în Hristos și să-L iubim pe Hristos. Atunci vine bucuria negrăită și strălucită, adică bucuria despre care nu se poate vorbi, bucurie chiar în mijlocul întristării și încercării de foc. Bucurie și nu depresie. Și cum să nu te bucuri când știi că Dumnezeu te ocrotește, îți poartă de grijă și într-o lume de nebuni ție îți păstrează mintea limpede și curată? Oamenii recunosc că metodele lor nu funcționează. Ai ajuns în depresie pentru că nu l-ai ascultat pe Dumnezeu. Ai trăit sau trăiești în păcat și în nelegiuire, dând astfel controlul vieții tale lui Satan, care vrea să te distrugă. Sigur că ai vrea să ieși din starea în care te afli și ai încercat la medici și cu Prozac, dar cu Iisus Hristos, de ce nu vrei să încerci? Sunt unii oameni cărora parcă le place să fie înșelați. Ieși din mijlocul lor și cheamă-L pe Iisus în ajutor.